Când vine vorba de rase de cai, nu putem avea decât cuvinte de laudă și de apreciere. Este animalul care a fost întotdeauna, de-a lungul istoriei, un ajutor potrivit pentru om. Sunt unele rase mai comune de cai, pe care le cunosc majoritatea, dar la fel ca orice animal, sunt alte rase mult mai rare, iar astăzi vom discuta despre câteva dintre acestea. Ahalteke. Caii din rasa Ahalteke, Ahaltekin sau Ahaltekin sunt probabil cei mai frumoși cai din lume, o rasă deosebită, rară și absolut superbă. În plus, această rasă se poate lăuda și cu faptul că este una dintre cele mai vechi rase de cai care au existat vreodată pe pământ, existând teorii care susțin că Ahalteke ar fi descendentul unei rase ancestrale care a trăit în urmă cu 3000 de ani. Caii Ahalteke pot avea pielea neagră de nuanță castanie, gri sau aurii. Rasa Ahalteke este considerată a fi originară din Turkmenistan, unde sunt chiar emblemă națională. Caii Ahalteke străbat astăzi și meleagurile Europei și ale Americii de Nord, dar îi regăsim în deosebire în Turkmenistan și Rusia. Condițiile vitrege de viață ale ținuturilor semideșertice din Kazahstan și Turkmenistan, unde apa și mâncarea nu au fost întotdeauna la îndemână, i-au determinat să devină rezistenți, viguroși și flexibili. Ahalteke are și o înfățișare aparte, având urechi lungi, foarte receptive la sunete și mișcări și ochi în formă de migdală. Turkmenii oferă o îngrijire aparte cailor de curse Ahaltekin, acoperindu-i cu pături în timpul zilei pentru a-i feri de razele arzătoare, dar și noaptea pentru a face față mai bine frigului din deșert. Soraya. Soraya este o rasă de cai originară din Portugalia, fiind pe cale de dispariție. Rasa Soraya este una dintre cele mai vechi rase de cai care încă mai există în zilele noastre. Cunoscută și sub denumirea de calul sălbatic iberic, această rasă are o istorie fascinantă și un aspect distinctiv. De-a lungul secolelor, rasa Soraya a supraviețuit în sălbăticie și a influențat dezvoltarea multor alte rase de cai. Soraya este un cal sălbatic, urmașul calului indigen din sudul Iberiei. Specialiștii cred că Soraya este rasa principală din care s-au tras celebrii cai Andaluzi și Lusitano. În ciuda originilor sale străvechi, Soraya a fost pierdută în istorie până în anul 1920, când un zoolog portughez, Dr. Rai de Andrade, a descoperit această rasă în timpul unei călătorii de vânătoare în zona râului Soraya. Documentele vechi indică faptul că acești cai au fost aduși în America de către conquistadorii spanioli. Acum au mai rămas în jur de 200 de exemplare ale acestei rase. Câteva herghelii de cai Soraya sunt întreținute și protejate în anumite zone din Portugalia și din Germania. Calul Soraya are caracteristici primitive. Are un cap oarecum lung, cu un profil convex, gâtul este lung, iar greabănul este proeminent și bine definit. Culoarea caracteristică este gri cenușiu și nu este un cal foarte înalt, înălțimea medie fiind cuprinsă între 145 și 150 de cm, iar greutatea în jur de 400 de kg. Calul frizian. Frizianul este o rasă provenită din Friesland, Olanda, de aici venind și numele. Originele sale sunt străvechi, estimate chiar la 1000 de ani înainte de Hristos. Specialiștii spun că strămoșii acestui cal au fost folosiți în războaiele Evului Mediu, fiind un cal apt să transporte soldații în armurile grele ale acelei perioade istorice. Pentru a putea ajunge la eleganța și noblețea actuală, această rasă a cunoscut o ameliorare prin încrucișarea cu caii andaluzi în timpul ocupației spaniole din perioada 1568-1648. Poate cea mai veche imagine a unui frizian este cea a lui Friso, calului Don Juan van Oostenrijk. Rasa era pe cale de dispariție, fiind cumva salvată doar de utilizarea acestor cai în agricultură și apoi la tracțiunea utilajelor pe două roți în Olanda. Singura culoare admisă a robei este negru lucios, fără nicio pată. Este o apariție inconfundabilă ca rasă. Are un păr bogat în coamă și coadă, de multe ori ondulat. Are astfel un aspect foarte elegant. Deși atât de impunător, este un cal docil, activ și energic. Este totodată și un cal inteligent. Știe că nu poate trece neobservat și este un model de frumusețe și grație. Pur sângele englez. Baza biologică inițială a actualei rase pur sânge englez s-a format în Anglia dintr-un amestec complex de rase europene, la bază fiind iepe britanice și din rase orientale. Pur sânge englez, thoroughbred, își începe povestea încă din epoca în care trupele engleze se întorceau cu armăsari arabi orientali din cruciadele secolului al XII-lea. Acești armăsari arabi orientali au fost apoi încrucișați cu iepe autohtone britanice. Iepele băștinașe erau destul de rapide și rezistente, rezultând astfel exemplare cu o viteză mult mai mare, mai puternice și mai stabile decât ceea ce exista până atunci. Iar de atunci, totul a venit de la sine, reușindu-se la un moment dat obținerea celebrei și unicei rase.
Lorzii englezi și ceilalți crescători au început să obțină exemplare destinate curselor de galop pe distanțe scurte, medii și lungi, doar datorită antrenamentelor, curselor frecvente și a selecției riguroase. Au fost aduși armăsari arabi, berberi sau turcmeni, iar împerecherea a fost realizată sistematic cu iepele băștinașe. Astfel, rasa pur sânge s-a format pe baza materialului cabalin autohton din Marea Britanie, în special din Anglia. Din acest amestec heteromorf, selecția perseverentă bazată pe criteriul de viteză în curse de galop pe hipodrom a conturat în timp tipul morfologic actual al calului de curse. Oriol. Rasa de cai Oriol este una dintre cele mai populare și răspândite, considerată adevărata mândrie a creșterii ruse a cailor. Trotterul Oriol aparține raselor de cai ușor de tras, cu capacitate genetică pentru un trap rapid, determinare și grație naturală. Reprezentanții acestei specii au devenit în mod repetat campioni la cele mai prestigioase expoziții și competiții interne și străine. Rasa de cai la trot Orlov își datorează numele și originea contelui Orlov, care după finalizarea carierei sale profesionale și-a dedicat tot timpul creșterii cailor genealogici. S-a străduit să reproducă o rasă care să îndeplinească cele mai înalte cerințe, a fi grațioasă, puternică, rezistentă și capabilă de antrenament. În acest scop, contele Orlov a achiziționat un cal arab de la sultanul turc, numindu-l Smetanka. A fost fiul lui Smetanka, încrucișat cu un costum de iapă din Olanda, care a devenit strămoșul rasei Oriol. Marwari. Rasa Marwari a fost creată în India, în regiunea Marwar, deși originele sale sunt incerte. Studiile arată că această rasă veche își are originele din cai arabi încrucișați cu ponei nativi indieni și cu influențe de la caii mongoli. Cercetările ar arăta că rasa a apărut prin secolul al XII-lea, fiind selectată mai întâi ca o rasă pentru război. Acești cai erau considerați divini, putând fi călăriți în India doar de familiile din castele superioare războinice. Cea mai populară combinație de culori la cai din rasa Marwari este alb și negru. Totuși, combinațiile de culori pot fi multiple. Este un cal cu o structură robustă, fiind un cal foarte rezistent, cu o talie medie de 1,55 cm. Fiind cai crescuți pentru lupte, sunt considerați curajoși, mândri și temperamentali. Caii din această rasă pot călători pe distanțe lungi, fiind rezistenți la temperaturi ridicate și scăzute și având picioare și copite puternice. Prin urmare, sunt utilizați și în competițiile de anduranță sau în competițiile locale de polo ecvestru. Localnicii îi folosesc și pentru dans, fiind decorați cu bijuterii și clopote și utilizați în ceremoniile de nunți. De-a lungul timpului, au fost perioade când rasa a fost pe cale de dispariție. Atunci când India a fost ocupată de britanici, a fost un moment în care rasa a devenit inutilă. Abia în ultimii 20 de ani a revenit în actualitate, îndeosebit prin grația naturală a rasei. În prezent, se fac mari eforturi pentru a menține rasa, tocmai de aceea exportul de cai din această rasă a fost foarte limitat. Se estimează o populație de până la 1000 de exemplare în lume. Apalosa. Locul în care se pare că s-au dezvoltat acești cai pătați este Valea Fergana din Uzbekistan, pe vechiul drum al mătăsii spre China. O parte din acești cai au fost aduși în China, fiind considerați cai sacri. De asemenea, o altă poveste persană este despre bravul cal al lui Raksh, cu pete roșii ca leopardul, aparținând eroului Rostam. Mai târziu, această rasă de cai este adusă și pe la marile curți europene din Franța, Austria și Spania, fiind un cal cu totul spectaculos la defilările regale. Spaniolii conquistadori au adus cai în America la sfârșitul secolului al XVI-lea. Indienii se temeau inițial de cai, fiind animale nemai văzute până atunci, dar au învățat treptat să călătorească și să-i crească. Apoi a venit momentul revoltei indienilor Pueblo din 1680. Spaniolii au fost alungați și caii lor au fost capturați. La începutul anilor 1700, indienii Nez Perce din nord-estul statului Oregon au achiziționat cai și au avut mare grijă să îi dezvolte. Aveau deja expertiza în creșterea câinilor, dar caii Apalosa au devenit animalul lor simbolic. Din fericire, în anul 1938 a apărut Apalosa Horse Club în Moscow, Idaho, contribuind decisiv la salvarea și revitalizarea rasei cailor indieni. Astăzi sunt estimate la nivel mondial peste 570.000 de exemplare, clubul având peste 30.000 de membri. Caii Apalosa sunt puternici, având un spate solid și musculos.
Pe cât este de atletic, pe atât de agil și curajos. Era un cal renumit pentru luptele în mare viteză duse de aprigii indieni. Varietatea modelului robei la cai din rasa Apalosa, precum și combinațiile diferite ale petelor, sunt date de complexul leopard sau de așa numita gena Apalosa. Alte caracteristici ale rasei mai sunt pielea pestriță din jurul nasului și buzelor și copitele dungate. De menționat că unele exemplare sunt afectate de incapacitatea de a vedea în întuneric. Cum ți s-a părut subiectul de astăzi? Spune-ne în secțiunea de comentarii părerea ta și ce alte subiecte ai vrea să abordăm pe viitor.